prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutării lor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vremuri, ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Frați și surori, sunt dator să aduc o completare la ceea ce Duhul lui Dumnezeu vestea joi seară, că pe lângă ceea ce înștiințează Dumnezeu, nu ca să ne înfrice, nu ca să ne descurajeze, ci Dumnezeu în dragostea Lui ne spunea printre altele și zicea așa: pregătirea aceasta și sfătuirea Domnului este de a strânge rândurile, pentru că Dumnezeu, pe lângă toate încercările care le lasă, are în vedere de un timp de îndurare. În timpul acesta de îndurare, Dumnezeu poate trimite ajutor celui ce e gata să-și sfârșească alergarea, și Dumnezeu a promis că o face, lăudat să fie El. Și pe lângă toate presiunile care se pun din afară, poporul lui Dumnezeu are parte și de binecuvântarea Domnului, de izbăvirea Lui, și noi îl slăvim și îl binecuvântăm pe Dumnezeu și spunem din toată inima: Doamne, ajută-ne la toate posibilitățile care ni le pui pe tavă la fiecare. Adunarea aceasta se putea închide. Dumnezeu n-a îngăduit, când alții s-au repezit la părele. Frați și surori, n-am fost noi mai grozavi, dar am rămas cu încredințarea aceasta că Dumnezeu poate da o crotire și a dat-o, mărit să fie El. Îl slăvim, îl binecuvântăm, îl glorificăm. Prorocii se uitau la prorociile lor, analizau prorociile și lor li s-a spus așa: vine ceva. Prima dată vine greul peste o persoană, unsul, Mesia, El, odrasla. În diferite cuvinte Dumnezeu arăta că trebuie să vină cineva pe pământ. Și mai întâi trebuie să bea un pahar. Și paharul acesta Domnul l-a simțit în grădina Ghețimani. Nu era ușor de băut. A fost cel mai greu să spună Tatălui, după nopți de rugăciune, după părtășii cu Dumnezeu, să ajungă să spună: Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Nimeni de aici, din adunare, să nu guste vreodată despărțirea aceasta și Dumnezeu să te lase numai un pic să vezi cine ești fără ajutorul lui Dumnezeu. Azi am venit în casa de rugăciune, ne-am rugat prin ajutorul lui Dumnezeu, mărit să fie El. Cântăm prin ajutorul Lui, predicăm prin puterea pe care o primim de la El. Avem soții în viață prin ocrotirea Lui. Suntem în viață noi ca părinți prin ocrotirea Lui. Tot ce avem, tot ce suntem, suntem prin harul Lui, mărit să fie El. Nu-i ușor în viață. Și aș dori pentru cei care beți un pahar amar cu amărăciune în ziua aceasta: noi, majoritatea, ne bucurăm. Și când te uiți la cât colectăm, $6,178, dar în adunare se poate. Și rog
dacă cineva are cunoștință, că cineva cu greu își cumpără o bucată de pâine, hai să simțim unii cu alții. Până la urmă, acesta-i creștinismul. Nu ne lăudăm cu nu știu ce realizări. Tot ce avem, avem prin îndurarea lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu ne învață să simțim cu acela care trece prin valuri. Domnul când a luat paharul și a spus, dacă e cu putință, depărtează de la mine paharul, totuși facă semn nu cum vreau eu și cum voiești tu. Și voia lui Dumnezeu a fost tu și cu mine să trecem prin îndurarea lui Dumnezeu și să beneficiem de harul lui. Eu am simțit în viața mea și poate de multe ori mă repet, dar o fac aducând cinste lui Dumnezeu. Cuvântul acesta care l-a rostit Isaia mânat de Duhul Sfânt și astăzi Duhul lui Dumnezeu prin fratele Ghiță ne amintea și ne spunea, dar El, Iisus, era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți, măriți să fie El. Eram cu piciorul infectat după o operație, mi-a extirpat învelișul de la rotulă și s-a infectat din nou. Și eu nu aveam de acum altă șansă. Cineva mi-a spus, poate că să-ți scoată și rotula, să mergi cu un picior țeapă în toată viața. Nu, nu vreau să mă gândesc la așa ceva. Eu am beneficiat de puterea cuvântului lui Dumnezeu. Voi la fel, familiile voastre, momente grele din viață. N-a lucrat Dumnezeu ca la noi în adunare să nu moară nimeni, să nu se îmbolnăvească nimeni. Dar am beneficiat din plin după suferințele Domnului Iisus. Am primit harul să primim vindecare în numele lui Iisus, lăudat să fie El. Numele Lui să fie înălțat și în familia Benchea, și în familia mea, și în celelalte familii. Nu mai vreau să le amintesc pe toate. Ai fost cu inima oprită și pe masa de operații doctorii au lucrat acolo și apoi a fost un impuls și oamenii au venit cu un curent și după paharul acesta de temere, de durere, de îngrijorare, ce va fi? Mă voi trezi din nou la viață? Sunteți câțiva în casa lui Dumnezeu aici la Betel, inima v-a stat și Dumnezeu i-a dat un impuls din nou și v-a dat ani de viață, că bunătatea Lui ține în viac, mărit să fie El. Îl slăvim, îl binecuvântăm și îl onorăm și dorim ca binecuvântarea Lui să fie în continuare peste poporul lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute când ne dă un pahar cu amărăciune să procedăm ca acela care e capul bisericii. Nu te da înapoi și mai întâlnesc oameni de genul acesta. Când o primi ceva, când o câștiga ceva, totul e bine. Dragii mei, dacă îmi pierzi, dacă treci prin valuri, când ești încercat, păstrează-ți cumpătul înaintea lui Dumnezeu. Și mai spun un lucru, se merită acest domn care a plătit cu sângele lui să fie cinstit la căsătoriile noastre. Nu dansăm că nu mai putem, nu aceasta e bucurie. Bucuria să o ai cu lacrimi, să te proșterni înaintea lui Dumnezeu, să te smerești înaintea lui. Nu, dar ce noi n-avem voie să ne bucurăm? Nu, fiți sfinți, spunea cuvântul lui Dumnezeu, căci eu sunt sfânt. Cum cinstești tu jertfa Domnului Iisus?
Și spuneam și închei, când vedeți asemenea lucruri, măcar ieșiți dintre ei, nu vă întovărășiți cu ei, pentru ce a făcut Hristos pentru noi, se merită să trăim o viață curată, cu demnitate creștină, cu recunoștință. Nu ne vindem pentru distracții de o clipă, îl slujim, îl iubim că El a murit pentru noi. Și dacă va fi cazul, să ne ajute să trecem prin suferință și să fim cu El în veci de veci. Amin. În continuare, grupul de